Foarte, foarte mișto. Bă, gata. Ca să ne înțelegem, da? Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici, din serviciul Fix Your Vibe. Vlad aici, de față, eu, de față, din nou la treabă, într-o zi de vineri pentru noi. Vlad, lasă furcarea în pace. Ia și tu o pauză. Vlad este în dreapta mea, a desfăcut deja o furcă. Lucrează de dimineață deja el, ce să zic. Are acolo un pacient foarte, foarte, foarte afectat. O să vi-l prezentăm în scurt timp. Dar ieri am primit un colet pentru bicicleta mea, pentru S-Orx-ul pe care mi l-am achiziționat și pe care încă n-am apucat să-l aduc aici la servis. Dar primul contact al bicicletei aici în servis o să fie unul foarte, foarte drăguț pentru ea și o să fie cu un plus de protecție pentru bicicletă. Avem aici, în spate, mi-am comandat pentru bicicletă folie de protecție de la InvisiFrame, mai precis și pentru cadru, și pentru furcă, și pentru brațe. Și am ales InvisiFrame pentru că, mă, frate, nu că fac lucrurile perfect, le fac milimetric. Am căutat pe Google InvisiFrame și mi-am comandat de la ei acest kit de protecție și în curând îl voi monta pe bicicletă. Și o să fac, bineînțeles, și un videoclip despre cum se montează. Și bineînțeles că acest serviciu o să fie disponibil și pentru voi ca și clienți, dacă veniți și vreți să vă aplicați folii de protecție de la InvisiFrame pe cadru, pe furcă sau, de ce nu, chiar și pe brațele de angrenaj. Așa se livrează orice folie. Aici am kitul complet și îl voi desface chiar acum să vedeți și voi cu ce vine. Și bineînțeles că în prima fază am văzut aici o hârtie, care această hârtie este planul de atac. Și planul de atac al acestei folii arată cam așa. Nu știu dacă vă puteți închipui, dar fiecare bucățică de folie desenată aici vine lipită pe o bucată de cadru. Bineînțeles că ai pe spate mai multe chestii de genul. Avem aici niște acte. Am inclusiv harta furcii pentru Fox 38 și cam atât. Bineînțeles că v-ați dat seama că este vorba despre S-Orx Kenevo SL 2022 S4. Dar vreau să văd și folia propriu-zisă pe care o am aici în interior. Da, atât de mare este toată planșa asta de folie pe care ei mi-au trimis-o. Bineînțeles că mi-au dat și o racletă care este de la 3M. Mai am aici un sticker foarte mare cu InvisiFrame. Încă două mici. Încă două stickere rotunde. Și folia asta de dedesubt, asta cea mai mare, este a cadrului. Și vreau să vă arăt și vouă să vedeți tot ceea ce ați văzut mai devreme pe acea hârtie. Sunteți pregătiți? Eu, unul cel puțin, sunt mirat și șocat de detalii și de cum sunt tăiate și cum sunt făcute, rotunjite pe la colțuri, în așa fel încât bicicleta să arate perfect. Cel mai bine se vede așa, în bătaia razei soarelui, și părțile lucioase, bineînțeles că sunt foliile care se vor aplica pe bicicletă, iar mat, de exemplu pe aici, nu este nimic, a fost folie înainte și s-a dezlipit. Și arată foarte mișto și este foarte plăcută la atingere. Nu se simte ca și când ar fi o folie care ți agață degetele sau, nu știu, să rămână ciudat la atingere. Wow, arată foarte, foarte mișto. Și asta este folia pentru furcă. Nu știu dacă se poate observa partea de pod de furcă pe aici, pe rotund. Aici vine conducta de frână, sistemul de prindere al conductei de frână. Foarte, foarte interesant. Și presupun că astea sunt de la brațele. Poate cine știe, într-o bună zi vom apărea pe harta celor de la InvisiFrame ca și aplicator de folie de protecție, oficial, neoficial, dar cel puțin profesionist aici în România să fie. Lăsăm tubulețul ăsta pentru că Vlad deja s-a apucat de treabă. Nu, deci nu stau mâinile astea absolut deloc. Dar Vlad, ia zi, mai faci o roată că e aici jos. Eu am despițat o roată, bicicleta asta mai are de montat un monobloc acolo jos. Nu știu dacă se vede, dar este lipsă monobloc. Un schimbător, mai avem mici chestii de făcut în așa fel încât clientul să se bucure de bicicletă în acest weekend. Astea fiind spuse, hai să lăsăm vorba și să trecem la treabă, pentru că fiecare are de dat din mânuțe. We'll be right back.
minute mai târziu, bineînțeles că roata este gata finalizată, tensionată corect, pe centru, stânga-dreapta, sus-jos, nu bate, nu troncă, nu face nimic, cu noul ei butuc și bineînțeles că am păstrat spițele, niplurile și cercul. Și haideți să vedeți și voi cât de mișto a ieșit această roată. Super roată, super roată. Așa, și cu Vlad aici în cadru, dăm o învârteală a acestei roți. Să vede vreo diferență, ceva? Da, păi astea fiind spuse, iau roata de aici, îi pun fondul de jantă, îi pun și cauciucul, o umflu și, bineînțeles, discul și o pun pe bicicletă și încă o bicicletă, gata, la atelierul Fix Your Bike. Ce credeți, că pedalele nu se servisează? Ba da, unele pedale, care sunt și ele, bineînțeles, servisabile, se desfac. Și aici avem o pereche de pedale servisabile. Mai precis, aici, în zona asta, este pe partea de bucșă și pe partea opusă, bineînțeles, găsim un rulment amărât, tare de tot și foarte, foarte mic. Dar, na, curățate foarte bine, asta toată este mizerie, ca să ne înțelegem, da, aici. Și curățăm foarte bine, punem vaselină de la Makov. Eu mi-am pregătit aici o seringă cu vaselina aia foarte mișto roșie și apoi asamblăm pedalele și să nu uităm să punem și Loctite, da? Să ne înțelegem. Acestei biciclete i-am schimbat și monoblocul și am pus un monobloc și mano. Este pe pătrat, clasic, fără nicio fiță, să zic așa, la tehnologie. Și fiți atenți cât de bine merge. Nu știu, eu cel puțin monoblocurile alea de la Halotech 2 și chestii de genul, nu am văzut unul să meargă nou de la entry level până la XTR să meargă ca ăsta. Într-un videoclip anterior ați văzut că am făcut un mic test cu o soluție Makov pe care am pus-o aici în cuva ultrasunete, dar acum ne-a venit bidonul cel mare. Avem acolo tot bidonul ăla de soluție, are 20 de litri și ne pregătim să dăm drumul oficial la curățarea de transmisie cu ultrasunete și vă așteptăm să vă curățăm transmisia. Deja avem aici un pacient, niște pinioane, destul de murdărele. Ești gata, Vlad, să începem treaba serioasă pe partea de transmisie? Sigur, sigur. Bă, gata. Lasă-le. Lasă-le. Du-te acasă. Deci, nu înțeleg. Să dea Dumnezeu să fie toți angajații din țara asta și după globul ăsta, bă, să muncească fix ca Vlad. Deci, serios, și nu facem lucrul ăsta doar că pornesc eu camera sau mai știu ce. Așa facem noi tot. Stă și dă din mâinile alea. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat până la capăt la acest videoclip. Pentru noi a fost o zi de vineri în care ne-am mai relaxat. Am mai stat degeaba, am făcut și curat pe bancă, acolo este ordine și disciplină. Și vă așteptăm de luni la serviciul Fix Your Bike. Ne găsiți pe strada Gramont, numărul 36 și pe www.fixyourbike.ro. Eu sunt Marius, el e Vlad și noi ne revedem în următorul videoclip. Până data viitoare aveți grijă de bicicletele voastre și dacă nu aveți grijă de ele, trimiteți-le la noi, că ne ocupăm noi de ele. Vă salut! Pa!